Pădurea, cu toate resursele pe care ni le dăruiește, este o comoară de neprețuit. Anual, România obține o cantitate extraordinară, impresionantă de fructe de pădure. Avem resurse mari, numai că trebuie să fim mai înțelepți în ceea ce privește valorificarea lor. Vom mai vorbi pe această temă. Deocamdată vă supun atenției un dialog cu o doamnă silvicultor care cunoaște foarte bine acest subiect și va fi foarte interesantă discuția. Direcția Silvică Suceava, Centrul de Colectare Fructe de Pădure, Sadova, doamna inginer Felicia Raia, spuneți-mi câte ceva despre acest centru, despre ce fructe vorbim când spunem colectare fructe de pădure și cum este acest an sau cum a fost acest an 2022. Bună dimineața, bine ne revedem și... Ce să vă spunem? Începem întâi cu activitatea centrului, deci Centrul de Fructe Sadova, fructe de pădure. Este un centru de tradiție, funcționează în cadrul Direcției Silvice Suceava, dar pe anii ce au trecut era în subordinea inspectoratului, care erau denumirile din trecut, funcționează din anul 1968. Oho! Da. Deci are ceva istorie. Da, are ceva istorie. Încă mai sunt muncitori care au fost la inaugurarea activităților în perioada anilor 1968-1970. Aici a fost prima dată un centru zonal unde se colectau fructele din bazinul Câmpul Lungului. Vorbim despre ocoalele silvice Pojorâta, Vama, Moldovița, Breaza. În anii ce au urmat, activitatea s-a extins, s-a modernizat și centru și ajungem astăzi să vorbim despre o activitate care se desfășoară în cadrul atelierului de producție Sadova, deci asta este denumirea. Deci este cumularea activităților de producție din cadrul Direcției Silvice, respectiv din cadrul ocolului silvic Pojorâta. Ce presupune activitatea aceasta? Aici presupune întâlnirea celor trei activități. Fructele de pădure, vânatul și materialul lemnos. Sursa de materie primă, să-i spun așa, de fructe de pădure o știm, e vorba de teritoriul la care a făcut referire. Da. Cine recoltează? Care sunt... Deci, care e forța de muncă care se ocupă de așa ceva? Suprafața de pe care se recoltează este fondul forestier administrat de către Direcția Silvică Suceava, administrat prin ocoalele silvice. Recoltarea se face de către... sub îndrumarea personalului de teren, pădurar, șef de district, de către muncitorii culegători, sezonieri. Dar nu sunt muncitorii noștri angajați, sunt muncitori culegători care provin din satele alăturate. Să știți că nu toată lumea merge la strâns fructe de pădure, la strâns ciuperci. Deci sunt familii cu tradiții, care știu locurile, care știu... Nu este o muncă grea, dar este o muncă la care trebuie să necesită să știi, ceva să cunoștințe, sigur exact, că exact. Și unde sunt parchetele de smeură și zona subalpină unde este afinișul și drumurile și deci sunt mai multe necunoscute care trebuie pe care le recunosc. Exact, pe care ei trebuie le cunosc. Da, și le pun cap la cap. Anul acesta, după cum știți, și noi ca și agricultura am fost afectați de același fenomen, fenomenul de secetă. De secetă, de lipsa apei din sol până în anumită perioadă, până la începutul lunii august. Nu putem spune că aici la noi, la Suceava, a fost chiar așa mare secetă încât să nu se dezvolte fructul pe rug. Dar în momentul în care a venit ploaia s-a simțit și din mărimea fructului și în dulceață și în cantitate și în calitate. Deci ceea ce putem deci, spune că a avut regaz să exact, acumuleze, să încă acumuleze și da, să acumuleze și fructele ce le colectăm noi aici la sediul centrului sunt afinele, smeura și urmează de acum măceșele. Măceșele încă nu sunt coapte, măceșele vin undeva din zona de câmpie de al, deci vorbim despre ocoale silvice din zona Fălticenului, Mălini, Râșca
și urcăm spre Pătrăuța, Dâncata, până la Gura Humorului. Astea sunt ocoalele care se ocupă de producția de măceșe, iar Afina, vorbim despre bazinul de munte, Vatra Dornei, Câmpul Lung Moldovinesc, Falcău, Brodina și Zmeura. Tot așa, aproximativ în zonele respective. Zmeura cam începând de la Râșca, Amălin, marginea în sus până la Ulma, Nisipitu, deci dacă trecem așa peste harta județului, deci este acoperită tot județul. Județul unde există cu și cantități păduri. Care variază, adică nu poți să spui cantitatea care o duce bazinul Vatra Dornei sau Câmpul Lung sau așa, nu se compară cu cantitățile care sunt, le regăsim în Mălin, Râșca, în cu toate zona de deal. Depinde de foarte mult de factorii climatici din fiecare an și din fiecare zonă. Cum v-am spus, ploaia, căldura sunt factorii determinanți în cantitatea și calitatea fructelor de pădure. Bun, până aici, bine recoltați, depozitați, procesați în orice măsură. Cum valorificați? Care este debușeul dumneavoastră, debușeul acestor fructe de pădure? Valorificarea în acest an s-a urmat o procedură adoptată de către Regia Națională a Pădurilor, în care s-a valorificat prin licitație centralizată online la nivelul Regiei Naționale a Pădurilor. S-au scos la licitație loturile de fructe, deci inclusiv loturile noastre. Momentan avem contractate și livrate în jur de 75 de tone de fructe care au plecat și mai avem pe stoc ceva zmeură și ceva afine care urmează a se licita, contracta și livra în perioada imediat următoare. Care e destinația acestora? Cam unde ajung? Destinația acestora este piața din vest. Da. Acolo ajung la firme care procesează, care fac diverse siropuri, băuturi alcoolice în industria alimentară, în industria farmaceutică. Cofetării, patiserii, bănuiesc, sigur. Da, deci acolo este un lanț foarte larg și... Da, pe piața internă intră ceva? Pe piața internă noi nu am dat, adică nu s-au prezentat, noi am oferit. Dar nu s-au prezentat firme din țară la licitație. Deocamdată, nu știm acum la licitațiile următoare. Dar până în prezent nu s-au... Deci deocamdată nu s-au manifestat interesul pentru achiziția de fructe de pădure. Da. Și important ar fi și benefic ar fi și pentru ei, pentru că sunt fructele noastre de aici. Da, sunt fructele noastre. Naturale. Sunt fructele noastre naturale, certificate bio. Sigur. Deci la noi zona nu putem să spunem acum că este poluată. Deci vă dați seama, industria minieră nu mai este sau aproape nu mai este. Deci prea puțin și unde găsim fructele de pădure nu se ajunge nici cu mașina, nici cu alte surse de poluare care să ducă la scăderea proprietăților acestora. 1966-68, iar câte suntem în 2022, cum apreciați evoluția cantităților de fructe de pădure în această perioadă? Au crescut? Au crescut suprafețele? A crescut suprafața din care se recoltează acestea? Nu. Interesul pentru fructe de pădure? Din păcate, suprafața nu a crescut, în sensul că zmeura o găsim în zonele luminate, în luminișuri, în suprafețe unde au fost parcurse inițial cu tăieri rase, tăieri de punere în lumină a solului, a vegetației. Da. Și acestea sunt tot mai puține. Adică am găsit cantități mari de zmeură după doborâturi din nefericire. Adică în anii în care au fost doborâturi puternice, la 2-3 ani s-a instalat zmeurișul în parchete. Pentru că zmeura o găsim în parchete. Corect. Nu putem spune despre afiniș. Afinișul se păstrează cu tradiție, an de an, pe aceleași goluri subalpine, pe aceleași liziere. Da, e un arbust peren. Da, e un arbust peren care cam știi unde îl găsești, unde spăienile coafine, ca să spunem așa. Cantitativ? Cum ai evoluat? Cantitativ, deci sunt cantități mai mici acum. Deci în anii trecuți, deci nu am prins eu aici, în anii trecuți, în jurul anului 2000, deci se recoltau câte 200-300 de
tone într-o campanie. Mm-hmm. Dar, și acum? Și acum și anul acesta suntem undeva la 42 de tone de afine și 115 tone de zmeură. Deci 150-160 de tone. Da, deci undeva la 100, da, și au fost ani în care am ajuns și noi la 200, acum în anii 2012-2013. Ce a influențat această diminuare de producție? Condițiile meteo? Nu, lipsa muncitorilor. Deci, producția ar fi? Una din problemele cu care ne confruntăm noi, ca și toată lumea, este lipsa forței de muncă. Așa este. Și fructele trebuie culese, recoltate într-o anumită perioadă. Dacă atunci, în zilele în care fructul este ajuns la maturația tehnică, atunci când este copt, nu sunt culegătorii necesari, o ploaie torențială de 10 minute distruge totul. Și atunci un factor care mai influențează cantitatea de fructe sunt ciupercile, apariția ciuperci, pentru că, să știți, culegătorii sunt aceiași. Deci ei sunt oamenii care știu în teren unde sunt hribii și unde este afina și unde este smeura. Când a apărut ciuperca când apare prima dată, are un preț destul, piața oferă niște prețuri foarte bune la ciupercă atunci când apare, că în ultimii ani a fost o criză de ciuperci și atunci automat abandonează fructele de pădure și migrează dincolo. Este mai aproape, ciupercile sunt mai aproape de căile de acces. Că să nu uităm, totuși afina o găsești la cote de la 1000 de metri. La altitudine mai mare, da, sigur, așa este. Și ca să ajungi acolo presupune și un efort fizic și timp. Material și, da.